Bucătar. Odată de mult trăia într-un sat un bucătar care muncea la un han. Într-o zi, după ce s-a întors acasă de la serviciu, soția sa l-a rugat să o ajute să pregătească niște chiftele, căci urmau să aibă musafiri la masă. Omul s-a uitat la ingredientele pregătite și a spus: "Nu ajunge atâta carne, du-te la măcelar și mai cumpără un kilogram." Femeia s-a întors cu un kilogram de carne. Bucătarul a luat-o și s-a reîntors în bucătărie ca să o prepare. Pe furiș a tăiat jumătate din ea și a ascuns-o în sân. Femeia, care tocmai intra în bucătărie, l-a zărit. Nevenindu-i să-și creadă ochilor, începu să-l ocărască. "Om neisprăvit, dar ce te-a apucat? E carnea noastră, am plătit-o din bănuții noștri câștigați împreună. Ce-ți veni să o ascunzi în sân? Cui vrei să o dai? Sau o arunci la câini?" Omul se uită nedumerit la ea, apoi scoase carnea din sân și spuse ispășit: "Draga mea, îmi cer scuze, dar am făcut-o din obișnuință." "Așa faci și la han? Tu vrei să-ți strici omenia? Nu știi că cine astăzi fură un ou, mâine fură și un bou? Hangiul nu e corect cu tine? Nu-ți dă toată simbria așa cum v-a fost înțelegerea?" "Ba da," spuse omul rușinat, "voi fi și eu corect cu el de acum înainte." Astfel se lecui omul nostru de a mai fura. Thank you.